știu că e frumos să fie la sfârșitul ăla, că nu am avut probleme de soare. Da, destul. Noi facem și vorbim de glumă, dar e atât de frumos, e atât de interesant, pentru că asta va rămâne multe vreme, nu discuția asta noastră așa liberă și din tot sufletul participând fiecare câte un punct de vedere, este nemaipunit. Da? Deci tema pentru, tema, cum se spune, testul, da? Test, da, la clasă. Pur și simplu, voi aici au fost atât așa de simplu, așa am făcut, așa am făcut de-aia. Da. Deci, mi se pare o chestie, n-ai mai făcut când am mai discutat testul, nu? Da. Tot așa. Te rog. Așa, subiectul. E subiect. Nu, subiect, da, așa. Calculație. Calculație. 4 la 0, plus 0 la 3. 4 la 0, 0 la 3. Plus 1 la 5, plus 4 la 3, plus 5 la 2. 5 la 2. Este egal cu? Cu 1 plus 0 plus 1 plus 4 plus 25. Așa. Și vine 31. Perfect. Am microfonul ăsta, nu? Da. Bine. Paranteză pătrată, paranteză rotundă, 5 la 15, 25 la 10, închidem paranteza, împărțim la 5 la 32, minus 5 la 0, închidem paranteză pătrată, împărțim la 2 la 2. Egal. Aici am pe 25 la, cred că 5 la 2, totul la 10. Perfect. Și a venit 5 la 5, adică 5 la 2, tot. Sau 5 la 20. De unde 5 la 20, corect. Am părțit la 5 la 32, minus 1. Am părțit la 2 la 2. Cam în egal de 4, pe rog. 5 la 35. Am părțit la 5 la 32, minus 1, am părțit la 2 la 2. Vine 5 la 3, minus 1, am părțit la 2 la 2. Acum, pur și simplu. 125? Da, 125. 124. Împărțiți la 4. Și vine 31. E același rezultat ca cel de sus. Așa s-a întâmplat. Da. Paranteză pătrată, paranteză rotundă. Ce urmă? Da. 3 la 6, totul la 3. Închidem paranteza pătrată, totul la 5. Împărțit la 3, ori 3 la 10, totul la 6. Aici... 3 la 10 la 6, sau tot la 6? 3 la 10, totul la 6. Ah. Nu, tot. Și 3 de față. Da, așa. Bun. Așa. Aici vine 3 la 15, ori 7. Ah, și egal acum, da? Da. 3 la... 3 la, ar veni 15 ori 6, 0, 3, 5 ori 5, 80. Da, deci 15 ori 3. 15 ori 6. 6 ori 50, 6 ori 6 ori 3, 90. Așa, 90. 90, da. Împărțit la 3 la 6 ori 3 la 60. Așa. Sau fac 1 și cu 10. 11 la 6, da. 3 la 66, cum? Asta este rezultatul. Fie că există 3 la 6, 3 la 60. Da. Fie că există 3 la 11, totul la 6, tot 3 la 60. Da, așa că eu cum așa. Așa, și bine 3 la 4, ne-am... 3 la puterea? 3 la puterea
6 din 10. 4. Am luat 1, nu? 6 din 8. 2. 3 la 24. Deci atenție mult că să fim să urmărim. Să numim și la lucruri elementare. Deci 3 din 10, 4. 6 din 8, e de căutat. 2. 3 la 24. Așa. D. B. D. 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 Punctul D. 14 la 27, împărțit la 7 la 27, împărțit la 2 la 5 la 9. De la 5 și la 9? În scară. Fără fără. 2 la 5 la 2. Așa. Da, așa. Bun. Așa. Pe... Egal, da? Egal, da. Fiindcă avem aceeași bază, putem... Dar e 14 aici. Da. Nu, același exponent, vreau să zic. Da. Putem să împărțim, nu? Da. Și bine, 2 la 27. Deci, 2 la 27, foarte bine. Mai trecem peste la 7, 2 da. La 27. Da. Foarte bine. Deci, 2 la 27, împărțim la... 2 la 10. 2 la... Fiscală. 5 la 2, care e 25. Da, 2 la 25. Așa, și 2 la a 2. 2 la a 2. E. E. 3 la 17, ori 7 la 17, minus 21 la 16, ori 21. Ori 21, da? Da. Egal. Aici, la fel, avem aceeași bază, da? Și vine 21 la 17, minus 21 la 17. Corect. Și egal cu 10. Subiectul 2. Yes, 2. Ordonați. Yes, de data de la camera, dacă v-am dat, vedeți, parlem, da? O să vezi niște palme în direct. Da, nu. E bine, da. Ies doi. De ce? Ordonați crescător. Ordonați. Crescător. 5 la 26. 5 la 26. Cu 3 la 39. 3 la 39. Și 2 la 35. 2 la 65. 5. Aici i-am descompus pe fiecare, adică două, că am văzut că la bază nu pot să fac nimic. Corect. Și m-am dus la exponenți. Bine. Și da. I-am luat de parte, 27. Corect. Și merg prin 2. 27 prin 2. O dată. Și 6 de 3 ori. 13 și 13. Așa că 26 scrie, 26. Se scrie ca tot la 13. Perfect. După, pe 3 și 9, se descompune, merge prin 3, o dată, și de 3 ori. Corect. 13, adică 3 și 9, se scrie pe 3 ori 13. Și pe 65, merge prin 5, merge o dată, rămâne 15 și de 3 ori. Și ia 13. Deci 65 se scrie ca 5 ori 13. Scrie ca 5 ori 13. Acum ne ducem acolo și vine 5... Echivalent, se scrie ca cel ori 3 ori. 5 la a 2, tot la 13. Și vecem 3 la a 3, tot la 13. Și 2 la a 5-a, tot la 13. Așa. Și vine 5. Cum ai văzut că 13 expune peste tot? Bază de bună. Bază. Da. Așa că ai scris 5 la a 2-a. 5 la a 2-a. Deodată. 25. 25. La 13. 27 la 13. Și...
2 la 5-a, 2 la 4-a, 6-a, 2 la 5-a, 3 joni. 32. Și 32. 32. 32. Și mai mare e 32, în ordine... Crescătoare. Crescătoare. Adică 25. E mai mic decât 27. Așa la 14 fiecare și pe alte ca trebuie la nas de șeză. Nu? Acum, descrescător, da, alte momente. Alte, da. 4 la 31. Descrescător. Da. 4 la 31. 4 de 8 la 21 și 16 la 15. 16 la 15. Echivalentul. Aici... Am văzut că la bază putem face ceva. Adică pe 4 putem scrie ca 2 la 2, totul la 31. Perfect. E 2 la 2, totul la 31. După 2 la 3, totul la 21. Totul la 3, totul la 21. Și 2 la 4, totul la 15. 2 la 4, totul la 15. Și atunci... Așa. 2 la 2, 62. Da, 2 la 62. 2 la 63. 63. Și 2 la 60. 60. Și să vedem. 2 la 63 e... Cel mai mare, după 2 la 62 și 2 la 60. Deci vreau să spun că 2 la 63 e mai mare, nu? Da, decât 2 la 62 și mai mare decât 2 la 60. 2 la 60, adică am lăsut la întrebare, că mă gândesc că 2 aia s-a luat acum, da? Da. Bun. Subiectul 3. Yes, 3. Rezolvați. Este cu aceea, în afară din numerelor lor naturale. Este de la urmă în oația, este de la este, da? Da. Te rog. Rezolvați ecuația. 5 la 9 plus 2 plus 5 la 9 plus 1 minus 15 la 9 împărțit la 3 la 9 egal cu 29 ori 25 la 13. 25. Și scriem 5 la 9 ori 5 la 2 plus 5 la 9 ori 5 la 3 minus. Aici putem face pentru că avem același exponent și vine 5 la 9. Împărțim 5 pe persoană. Da. Și 5 la 9. Egal cu 29 ori 25 la 13. Acum îl dăm un factor comun pe 5 la 9. Și vine 5 la 9 pe lângă. 5 la 2 plus 5 la 3 minus 1.
Adică 25 la 2, totul la 14, nu? Putem scrie așa. Da, așa. 5 la 1, 4. 5 la 2, 4. 5 la 1, 4. Vine 25 plus 5, 30, ne mai sună 29, deci 29. 5 la număr 29. Da. Egal cu 29 ori 25 la 13. 25 la 13 este egal cu 5 la 6. Da. Și acum împărțim în ambii membri în 29. Da. Și atunci o să vină 5 la 9, egal cu 5 la a doua, 5 la 6. Adică nu egal cu 6. Subiectul 4. Yes, 4. Aici nu prea, nu fost sigur. Nu e sigur, da? Dar da. Discutăm acum. Așa. 2 la 21 plus 2 la 18 este pătrat perfect. Da, deci 2 la 21 plus 2 la 18 este un pătrat perfect. Egal cu. Tu spune cum ai mers. Tu și vedem de urmă. L-am descompus pe 21. Da. Și a venit 2 la a 3-a, totul la a 7-a. Sau... Da, da, este corect. Și pe 18 la fel, dar de acolo n-am mai știut ce să fac. Dar de ce nu ți-am gândit să dai tu un factor comun pe 2 la 18? Treaba făcută foarte des. Cel mai mic, nu te dăm așa. Deci egal cu 2 la 18. 2 la 18, pe lângă. 2 la 21. A, nu. Cădeam. Așa. Și vine 2 la 3. Și... Da, 2 la 3 plus? 2 la 3 plus 1. Pare. Egal cu 2 la 18. 2 la 18, pe lângă. 8 plus 1, 9. 9. Și egal cu? 2 la 8. Pe 9 putem scrie ca 3 la 2. Corect. 2 la 18. 3 la 2. Egal cu? Acum pe 18 scriem ca 9, 2 la 9. Totul la 2. Da. Deci 2 la 9. Totul la 2. 3 la 2. Și mai putem scrie ca 2 la tu trebuie să facem să spui dar nu să ai mai făcut. Sunt de film. Da. Da. Uite, cât de simplu a fost. Era la îndemână, tu te faci perfect. Numai să-ți fi venit în minte să scoți un factor comun. Și lucrul ăsta l-ai făcut deseori. Da? Îți vine să dai bărmuțe așa, nu? Că l-ai avut în mână. Nu nimic, învățăm la fiecare exercițiu, trebuie să, dacă undeva s-a oprit exercițiu și ideea asta cu 2 la 3, tot la 7 sau 2 la 7, tot la 3, nu merge, atunci altceva. Da. Noi am avut experiență. M-ai văzut și pe mine de atâtea ori. Da. Încerc ceva, se blochează, nu merge, încerc alte idei. Important este că trebuie să credem că putem face. De regulă exercițiile astea, să spun ca antitehnica, ieșirea seara care încerca ceva și nu merge, te lași și pleci mai departe la altul. Da. Da? Ca să nu pierzi timpul, că... Și te întorci și înapoi. Că îți mai rămâne timp. Dacă tu mergi cursiv și nu ai niciun dubiu, să rămâne și urmează ca ăla care ți-a rămas să te întorci și să existi, poate apare ideea. Da, asta e toată de răspunsul. Zicem. Ăla a fost punctul A și acum ai de. Să arătăm că 615 la 3 ori 25. 615 la 3 ori 25. 615 la 3 ori 21. Mi-a spus 615 la 3 este cu perfect. Am 615 la 3 e egal cu perfect. Egal cu perfect. Am dat un factor comun pe 615 la 3. Deci ai spus egal cu 615.
Cum? Și egal cu? 615 mai 3, pe lângă, vine 126 minus 1, 125. Bun, 125. Pe 125 îl putem scrie ca 5 la 3. Corect. Așa, 615 la 3, ori e 5 la 3. Și asta mai poate fi scris ca 615, ori 5 tot la 3. Așa. Și de că 5. Yes, 5. Așa. E suma egală cu 8. S egal cu? T, da. S. S. Egal cu? 2 la 0 plus 2 la 3 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 3 secunde plus 2 la 99. Punctul amic. Determinați suma pe dividerea 15. Pe dividerea 15. Și pe suma plus 1 tot la 2 egal cu 4 la 100. Așa. La prim. Așa. Am văzut că dacă grupăm câte două, îl putem da un factor comun pe 3. Perfect. Deci, yes, egal cu? Este egal cu 3 plus 2 la 2 pe lângă 2 la 1 plus 2 la a 3 plus 2 la a 4 pe lângă 1 plus 2 la a 3 plus puncte puncte plus 2 la 98 pe lângă 1 plus 2 la a 3. Așa. Acum. Egal. 3 plus 2 la 2 ori 3 plus 2 la 4 ori 3 plus 7 puncte plus 2 la 98 ori 3 este egal cu. Acum dăm un factor comun pe 3 și vine 3 pe lângă 1 plus 2 la 2 plus 2 la 4 plus 7 puncte plus 2 la 98. Și acum am vrut să am 5, așa. Și am grupat câte două. Tot câte două, da? Perfect. 2 la 4 cu 2 la 6. 6, da, și după 2 la 8 cu 2 la 10, da? Așa, și egal cu. Egal cu 3 ori paranteză dreaptă 5. 5 plus 5 plus 2 la a 4 pe lângă 1 plus 2 la a 4 plus puncte puncte plus 2 la 96 pe lângă 1 plus 2 la 2. Acum egal cu 3 ori 3 pe lângă. Da, 3 pe lângă. A, ai putea să zici că scos și 5 ori de peste tot, da? 3 ori 5 ori de peste. 3 ori 5 plus pe lângă. Pe lângă. 2 la 1. 1. Plus 2 la 4 plus puncte puncte plus 2 la 97. Și cine a rămas 2 la 4? O întrebare pentru noi. 2 la 4 a rămas 2 la a 8. Excelent. 2 la 8, aveți 4 la 4, da? Sau mișcă de două ori pe 4. Și acum am luat 5. Eu zic că pe lângă 1 plus 2 la 4 plus 2 la 8 plus 1 secunde plus 2 la 96. Adică acum avem 15 și înseamnă că se divide. Deci rezultă că yes. Deci rezultă yes. Se divide la 15. Avem factorul scos în factorul 4-15. Acum la B. Am calculat suma. Ia să vedem cum calculăm. Așa. Trebuie să mi-i scriu încă o dată. O scriu încă o dată, scriu sus la astfel.
De ce? Așa. Suma e egală cu 2 la 0 plus 2 la 3 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 3 plus 2 la 99. Așa. Așa. Și ca să calculăm, am dat un factor comun de 2 la 0. Nu, 2 la 3. Așa, nu se vrea să fie 2 la 3 plus 1. Da. Și ca un plus. Așa, egal cu 1 plus 2 la 3 pe 2. 2 la 1. Nu, 1. Așa, e 1. Da, 1. Plus 2 la 3, plus 2 la 2, plus 1 pe 5, plus 2 la 98. Exact. Acum vine 3 pe lângă. Deci 3 atrag 1 și cu 2, da? Nu, 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 nu. Așa, nu-i da. Acum, știu, vrem să avem suma din... acolo. În paranteză sau în exact? Ce să adunăm și scădem 2 la 99. Deci, mine plus 2 la 99 la plus 9 și minus 2 la 99, da? Da. Așa. Și atunci... egal cu... egal cu... asta o parte de notă de resurție. Da. Și egal cu... dar facem între mine să vorbim. Da. Și vezi? Foarte bine. Dar să știi că te să te las pe tine. Fii câte bucurie mi-ai făcut acum. Că tu trebuie să vorbești, da? Da. Așa este, corect. Am deci, S egal cu 1 plus 2 la 3, ori S plus, nu, minus, 2 la 99. 2 la... 2 pe lângă. 2 pe lângă, da. S minus 2 la 99. Echipare. Corect. Acum am crezut din... nu, no, hai să te mulțim, că distribuim, trebuie să distribuim aici. Că e 2 pe lângă S minus 2 și 9, adică trebuie mulțit 2 cu S și 2 cu 2 la 99. Da. Deci echivalentul? Echivalentul. S egal cu 1 plus 2 cu S minus 2 ori 2 la 99. Așa. Echivalent. Și vine... se mulțim aici de 2 la 29, 2 la 100. Deci vine S egal cu 1 plus 2 ori S minus 2 la 100. Așa. Acum scădem din ambii membri un S. Da. Și vine 0 egal cu 1 plus S minus 2 la 100. 2 la 100, foarte. Și acum, o putem scrie invers. Invers egalitatea. Adică S, 1. 1 plus S sau S plus 1. S plus 1, minus 2 la 100, egal cu 0. Așa e. Și va avea? Adunăm un ambii. Adunăm un ambii membri, 2 la 100. Și vine S plus 1 egal. Egal cu 2 la 100. 2 la 100. Aici, da, și... noi avem mai aici, așa, să ridicăm la pătrat. Hai să ridicăm la pătrat la mine, da. Adică și pe ăsta și pe ăla. Echivalent, adică S plus 1 sau primul, vorbește. S plus 1 sau la 2. Egal cu 2 la 1. 2 la 100 și totul la 2. Și echivalent. Echivalent cu 2 la 200. Nu, zicem din nou, când zice echivalent, adică o scrie din nou, de la egalitatea și din stânga și din dreapta. Deci, din stânga cu 100 la 2. Totul la 2. Egal cu 2 egal la? 2 la 200. 2 la 200 sau 2 la 2 la 200. Iar 2 la 200, e care mai da. Da. Și vine 4 la 100. Excelent. Deci egal cu 4 la 100. Ce este mai bun de asta? Că S plus 1 totul la 2, egal cu 4 la 100. Da. Super exercițiu. Un test bine ales, în care s-a văzut pe copiii care au lucrat. Da, toate exercițiile astea au fost din temă și
cei care nu s-au făcut tema nu o știu. Sigur că da, sigur că. Se dă afară la dintre. Vă dat un exemplu care ți-a spus așa. Dacă vă faceți tema riguros acasă, da, veți avea șanse. Dacă nu, sau dacă o face cineva, da, și voi nu vezi în stare să faceți aici. Că acasă, la temă, când te ajută cineva, acel cineva din păcate, îți dictează. Și tu stai liniștită și de-aia mi-ai spus la tine, vă rog frumos că stați pe mine să vorbesc. Adică eu gândesc acum, eu vă duc în ieșițiu. Da? Da? Și așa e corect să fie. Așa asta înseamnă un prim pas în încrederea pe care tu o câștigi, ca să poți aborda orice fel de ieșițiu. Hai să facem o chestie. Din clipa asta, tot ce vedem în manual de la exercițiile care sunt la capitol respectiv, puteți sau ce ori fie, acolo ce ori mai fi, nu rămâne unul nefăcut. Deci profesoara ne dă un număr de. Da. Dar noi le luăm la parte, cu o stea, cu două, cu șapte, cu nouă, într-o a șapte, da? Dar le luăm în ordine crescând la dificultății. Da. Facem pe toate alea cu o stea, toate cele cu două stele, pe toate cele cu trei stele și pe toate cele cu șapte stele, dacă reușim, dacă reușim, mai să ai da, domnul de azi, dar dacă ne putem duce să le gândim pe toate cu patru stele, de vedea că și la șapte stele merge treaba. Și Ștefania, mai spun ceva. Și în cazul în care nu-ți merge ceva și ai șansa ca la indicație să găsești ceva, da, și de acolo, inspirându-te, sigur că dacă te alegi cu câștig, ai cercetat, ai descoperit, ai înțeles ideea autorului. Da? Așa trebuie să facă fiecare copil. Când ajunge așa, în loc să faci, nu știu ce, să pierzi timpul altcumva, te relaxezi lucrând. Deci când ajungi să te relaxezi lucrând la matematică, este exact ceea ce nu aproape nu trebuie să crezi că se poate întâmpla așa. Da? Asta e super ce spune mă. Fica mea, când era în clasa a șasea, exact ca tine, am luat o fiecare, am luat 10 bine. Dar, atenție, 10, la nivelul 10. Locul întâi pe țară, nu pe județ, nu pe școală sau nu știu ce, pe țară. Dar ca să ajung acolo, începând din clasa a patra, lucra continuu, continuu, și doar că spunea, tată, de material, să caut cu lege, să lucreze. Și spunea că ăștia de urechi și asculta muzică și lucra. Era o veselie pe ea în timp ce lucra, asculta muzică și era total deconectată. Deci ea nu avea niciun pic de stres, avea o stare de bine. Așa ajunsese că spunea, nu caițele puse unele sub altele, ajunsese la nivelul biroului. Dar așa era de mare. Eu nu aveam toată treaba de foc, se aduc materiale, se caută cu lege, se caută cu... Acum îți meteam spre grazete, spre sfârșit, tot ce vedea, tot, devora totul, totul devora. Fără efort, fără stres. Că marea problemă, capacitatea de lucru a unui copil scade foarte tare, datorită faptului că el este stresat, că nu poate să o facă, ce să face el. Majoritatea plâng, părinții s-au în ajutor, nu mai plânge. Nu mai plânge și mama spune, ar vrea să te ajute, sau tata să te ajute. Dar nu au cum, că nu înțeleg, uitat de atâta vreme. Da. Ei, noi suntem în etapa asta când vom îndrăzni, să ne apucăm și nu o să nimic de mama nefăcut. Uite, facem acest lucru, am promis în fața camerei. S-a filmat. Dar ce spuneți și valabil pe toți prietenii noștri care ne privesc? Este o chemare la ce înseamnă curajul de a îndrăzni, de a încerca să rezolv chestiunile respective. Da? Un latin cu mesajul. Nu, no, mai e de rău. La mine ar fi? Cred că da. Vedem acum. Da, acum ai rezolvat problema aia cu numerele. Care e cu aia care trimiteți un mesaj. Așa, hai să ți-o arăt. Ați mai rezolvat? Da, am rezolvat. În șirul acela să găsim legătura cu următorul zice, da?
Uite că ți-a să vezi cum a... Dar tot așa s-a întâmplat. Ați de față? Nu de mine. Deci, merg în destul la volan și eu și-o dă stop. Asta era. Frână. Iată cum se facea. Da? Mă bucur mult că m-ai întrebat. Dacă vreau să vă întâlnesc, că eram curioasă. Este semn că începi să mă urmărești, să vezi dacă aceste lucruri rămân undeva uitate și în moment îl întorc. Da. Era unul, doi, apoi trei. Tu ai observat un lucru fantastic. Aproape l-ai fost la un pas să faci tu. Trei. Aici era patru, patru. 12 de vitor. Da. Apoi eram 5, ți amintești că ești 1, 3, da, 5. Tu ai spus că e înregistrat, nu urmă. 2, 4, 30 și 6. Da. Da? Ia uite, observația ta a fost de bază. Că următorul este 7. Da. Cum ai zis tu, 1, 3, 5, 7. Da. Ultimul este 8, când e 2 în 2. Da. Și cel de 6. Deci, eu uite, asta e poate. Ăsta din mine, eu doi era. Ah, da. Unul, doi, da. Doi. Ăsta din mijloc este produsul ăsta din capăt. Numărul doi. Ăsta din mijloc, numărul trei, patru. Doi și. Cinci, ori șase, 30. Șapte, ori cine, șase. Următorul, la cum să scrie, va fi cât? 9. Ultima cifră. 10. Nu, se termină. 0. Deci se termină. Ideea era asta. Până la al patrulea. Mai până la al patrulea. Da. Și 3 mi-a dat ca model. Să sesizăm că este 1 ori 2, 3 ori 4, 5 ori 6. 7 ori 8. O banalitate. Asta mi-a evitat să se dea la școala de șoferi. E chestie de atenție. Nu e așa o problemă matematică. E momentul de atenție. Că eu, când ai tu ai spus, păi, cred că va fi 7 următoarea cifră. Da, începe cu 7. Și ultima 8. Dar nu vedeam că aici 30, căutam, legăt că 5 ori 6. 3 ori 4. Dar văzut asta. Chiar a făcut de atunci pe loc. Da? Și am dat și răspunsul. Eram la o lecție și le-am vorbit cineva dintre copiii de la clasa 8-a. Că în momentul în care m-a sunat, aveau deja numărul telefonului. Și l-am sunat, uitați, ăsta e Firiști. Asta este soluția. Așa. Și să văd dacă e un mesaj cu vreo plecuță. Posibil și asta. Și dacă nu, trecem la un exercițiu. Alegeți un exercițiu. Dar numai la legere cu 7 este... Da. Fostul eu de la 300? Da. Bună ziua. Iată. Mă puteți ajuta și pe mine cu un exercițiu care nu înțeleg? Vă mulțumesc. Da. Eu nu să știu care este. Atât? Da, vă mulțumesc. Bine, dacă ești în direcție și urmărești, intră la telefonul ăsta și dictează-ne. Este rost de la 3, 5, 3, 8, 7, 2, ăsta e lung, mă. E prin altă țară. Eu te-o puteai de lung. Nu? Oh. Altă parte. De ce se dau? Dau mă un bip. Da. Că nu mă apuc eu să stau de vorba la telefon. Eu nu știu unde o fie la Havana. Nu știu să duc înapoi. Nu știu pe asta. Gata. Noi să ne vedem ceva. Da, ți-am răspuns. Dacă te uiți prin interviere și la prof online, intră cu telefonul, ne dictez și noi ne ocupăm. De ce? Să faci tu, Alfred. Eu? Da, tu, că ai văzut că la inițiativă frumoasă. Hai.
Da.
special. Acum... Nu ești atent în acele două paranteze. A, sunt la fel. Sunt identice, nu? Da. Și se arată. Adică 0. 1. Asta am văzut la asta. 1, da. Și vine... 1, 3 la 26 și e ca 3 la 26. Adică este egal cu 3 la 26. Corect. Hai să vedem. Ce am avut acolo? Au fost capcane? Nu. Trebuia să știi 7 puteri, o altă putere. Da. Apoi să știi în scară. Să știi cum se împartă puteri care au aceeași bază. Da? Un pic mai atent. O operație putere. Da. Un pic mai atent să nu se grâne și ale elementare. Da, că trebuia să scădeam. Neapărat, în întărțire, da. Și 64-8. Știi bine cum facem, da. 10 scădem 8, rămânem 2 și cu 4, 6. Și în rest e 5. 56. Și uite, este totul pregătit ca să fie așa. 7 la 16 era deja cu minus, 2, 5 la 50 era. Dar aștepta ca aici să fie tot 2 la 56 ca aici. Da. Ca de n-ai ce face. Dacă ar fost un pic 55 aici, nu mai are ce faci, dar loca. Trebuia să fie paranteza identică. Ca să putem face împărțirea. Da. Bun. Y. Y. Egal. 2 la 100. 2 la 100. La paranteză pătrată. Paranteză rotundă. 5 la 11. Împărțit la 25 la 5. Minus 3. Totul la 99. Păi, închide paranteză rotundă. Da, și totul la așa. La 99. Da. Plus 2 la 107 împărțit la 2 la 4 totul la 2 plus 4 la 4 la 7. Da. Plus 4 la 7 în scară. 4 la 7 2 4 la 7. 4 la 7 la 2. Așa. Chidem care am luat pătrată. Ori 2 la 39. Corect. Egal cu. Bine. 2 la 100. Împărțit la. Aici pe 25 scriem ca 5 la 2, totul la 5. Și o să vină 5 la 2, 10. Adică 5 la 10. Adică 5 la 1. 5 la 1, foarte bine. Minus. Minus 3, totul la 99. Plus 2 la 106 împărțit la 2 la a 8 ba nu, 16 10. Dar nu-i scapă, e 2 la 4 totul la 2. Ah, da. Atunci e bine 8. Da, da, e bine 8. Plus 4 la 49. 4 la? Așa. 49. 49, da. Mai scas, corect. Da. Și ori 3, închide paranteza, ori 3 la 39. Ori 2, da? Da. 39. Așa. Și egal cu? Egal cu. 2 la 100, împărțit la. Aici facem direct. Vine 5 minus 3, 2, 2 la 99. Deci 2 la 99. Plus 2 la 106. A, de fapt aici calculăm. Da, facem. Și vine 16, vine 8. Atenție! Că ne-am... Împărțirea nu scădem, da? Da. Să scade acolo, da? Da. Bun, zici 2 la... 2 la 8 și rămâne 9. 9. 2 la 98. Da, 2 la 98. Plus 4 la 49. Acolo ce faci? A, scriem că 2 la 2 totul la 49. Da. Să pun o paranteză. Sau nu mai e bine să pun paranteză. E bine să pun paranteză, că toate astea. Păi da, dar, de exemplu, acolo 2 la 100 împărțit la 2 la 99. Păi da, să împarte la toată paranteza. Că nu am voie să fac așa, deci eu trebuie să fac capul de aici, să văd ce fac.
Deci doar la o sus în parte, nu la doar la moșnul, ci la toată paranteza. Așa. Ori 2 la? Ori 2 la 39. Și este egal cu? 2 la 100. 2 la 100. Împărțit la... Aici... Trebuie să adică mai și face 2 la 4, 80... 4 la 8, 1, 2 la 4, 8 și cu 1... Nu, 2 la 99. A, da, 2 la 98. Deci 2 la 98, 2 la 98, 2 la 98, tot în paranteză, 2 la 39. 2 la 39. Egal cu? Egal cu? 2 la 100, am folosit la... Aici am... Nu putem, da, un factor. Da? Da? Da, deci aia a fost fata...